splendidă și lumea a venit cam cu miile, nu? Cred că au fost câteva mii de oameni, a fost ușor dement așa, nu? S-a stat la coadă pentru a merge sus, să se intre pentru a se vedea clădirea, dar și pentru a vedea orașul de sus și pentru a avea, cred că lumea a avut această nevoie de a intra în locuri care de obicei sunt închise și de a experimenta, de a fi împreună, ceea ce este foarte greu, și de a fi împreună într-un loc în care nu trebuie neapărat să consumi, să dai bani pentru a fi acolo. Și pentru mine, diferent, așa, definiția spațiului public și a spațiului comun în esența lui este că este un loc care este totdeauna accesibil pentru toată lumea sau aproape întotdeauna accesibil pentru toată lumea și în care poți să stai, cum spuneam, și fără să consumi. Ceea ce în România există, de fapt, din ce în ce mai puțin. Cum a fost la Milo până la urmă? Ne-a copleșit, într-adevăr, a fost un pic mai public decât ne așteptam să fie. Dar cred că ai punctat foarte bine, cred că, într-adevăr, foarte multă lume a venit pentru a vedea orașul de sus și pot înțelege de ce. Clădirea are o poveste lungă și una din părțile ei cele mai interesante e exact acest nivel, partea asta de sus, care a fost gândită pentru a deveni, speram noi, un spațiu public. Într-adevăr, punctele astea de unde poți să vezi orașul de sus în București sunt foarte puține și terasa asta amplă și perimetrală a ultimului nivel era gândită pentru a deveni un spațiu public, un spațiu deschis, mă rog, sub formă de restaurant, cafenea sau ceva similar. Și cred că, într-adevăr, multă lume a venit pentru momentul ăsta, pentru vederea asta de sus a orașului. Poate și pentru expoziția noastră, nu știu. Dar a fost într-adevăr copleșitor chiar. Ne pare rău că s-a și stat la coadă, nu ne așteptam să vină chiar așa multă lume, dar a fost veritabil spațiu public. Dar înțeles că se mai deschis și azi, nu? Am simțit chiar foarte prost, că am stat foarte mult timp jos pe trotuar, încercând să spunem că încercăm cerându-vă să deschidem scuze, și astăzi, dar ne cerem scuze, să le spunem că va fi pentru toată noaptea, adică chiar a fost ceva ce nu ne-am așteptat. Da. Și într-adevăr, nu cred că expoziția noastră a fost cea care a adus acolo, pentru că veneau din foarte multe medii, din foarte multe, neapărat din mediul, nu numai din mediul profesional. Deci cred că și într-adevăr lipsesc, adică nu avem, nu știu, în alte orașe, un oraș de scară asta, sunt foarte puține locuri și cele care sunt cumva, nu știu, nu te atrag deloc sau nu sunt mediatizate, ori sunt ceva extrem de exclusivist în care ai putea să ajungi în spațiu de sus și da. Dar bine, eu cred că și, adică Iureșul ăsta arată și de fapt că toate aceste locuri nu există în timpul, e ca atunci când lumea iese la străzi deschise și în alte locuri, pentru că de fapt în mod normal nu prea poți să circuli prin oraș, nu prea poți să mergi pe trotuare și așa mai departe. Ar și vrut așa să, nu știu, pentru arhitecți cât e cazul, numai că eu sper că ne văd și ne ascultă nu doar arhitecți, despre birou ADNBA, eu știu de foarte multă vreme și mi-amintesc că le-am publicat primul lor proiect în 2002 și care era un magazin mic care nu mai există acum, se numea Fabric, un magazin de haine pe câțiva metri pătrați. Cred că avea metal cât unul din proiectele mari de astăzi. Avea alt preț oțelul pe vremea. Avea alt preț oțelul pe vremea, era așa foarte industrial. Și deci au început și ei cu un proiect foarte mic și e foarte frapant pentru mine că, de fapt, prima parte a carierei lor au fost doi oameni sau foarte puțini oameni și care făceau proiecte în continuu, din care majoritatea nu prea ieșeau. Cred că au fost niște ani în care primele proiecte realizate au fost acest magazin, o terasă la mare și o locuință individuală, nu? Da. După aceea încă una. Și la un moment dat lucrurile au explodat, a venit un prim proiect de multe concursuri. În 2008 știu că a fost un concurs pentru un arte, pentru extindere și pentru reabilitare și a sediului dinspre Budișteanu și
Concursul a fost în 2008 și azi s-a început să se lucreze mai serios la proiect după numai 14 ani. Și pe urmă au început să vină aceste câteva proiecte mici de locuințe colective mici, după care lucrurile au explodat. Și astăzi ADNBA ei fac și birouri și alte lucruri, numai că ei sunt în primul rând referința pentru, să spunem așa cum se zice, în imobiliare, pentru proiecte, acest termen oribil, pentru proiecte rezidențiale. Și proiectele lor merg de la scara unor imobile foarte mici, cu câteva apartamente, niște vile urbane, și până la, mai ales în ultima vreme, și a unor ansambluri rezidențiale importante, unele cu sute de apartamente. Deci cumva ei au început prin a fi, iarăși un termen pe care îl urăsc, foarte alternativ și a face lucruri, dar astăzi se luptă inclusiv cu scara mare a proiectelor. Și aș fi vrut să vă întreb, în primul rând, când vorbim de locuire, ce înseamnă locuirea, de fapt, dincolo de locuință, de apartament, de apartamentul bun, bine, eficient, bucătăria cum trebuie? Adică ce înseamnă, Adrian, locuire, așa, pentru tine, dincolo de locuință? Da, e adevărat, am început cu aceste proiecte mici în care locui, scara fiind mică, erai mai aproape de locuința, efectiv, de spațiul pe care îl ocupi și de vecinitatea imediată, ori din stradă, a locuinței. Și am trecut într-o zonă de proiecte mai mari în care, fără să vrem, cumva am fost atras și mult timp am avut, eu reiau puțin da. Prezentarea ca să mă dau seama unde vreau să ajung. În care am fost cumva tras și mult timp ne-am zbătut așa, n-am știut care e identitatea sau ce vrem cu birou. Și cred că acum, după un timp, ne-am găsit cumva sau sperăm un echilibru, adică ne le asumăm ambele și ne dorim ambele zone, o zonă de mică, de experiment în care să putem să testăm și o zonă cumva mai mare în care să ne asigure de proiecte mai mari, care să ne asigure cumva o stabilitate și o... Și vis-a-vis de ce înseamnă locuire, apare, nu știu, pentru spațiu individual propriu da. Pe care îl ocupăm și spațiu din, nu știu, vecinătate sau cum reușim în proiectele mai mari să găsim spații comune sau să dăm cât mai multe locuri în comun în care, chiar dacă ocupi un anumit spațiu pe care poți să ți-l individualizezi, să existe și un loc în care să, până la cel, nu știu, semi-privat, în care să poți să te extinzi dacă ești nevoit să ocupi eu. Bun, și cum merge chestia asta? Pentru că mie mi se pare că lumea azi, după ce a trebuit să împărțim tot și să fie la comun foarte multe lucruri, lumea nu prea mai vrea să împartă azi cam nimic. Și pe de o parte, oamenii nu vor să împartă și le e greu să înțeleagă de ce ar trebui să plătească pentru lucruri care nu sunt fix ale lor. Cred că știm cu toții blocul tipic românesc în care intri și holul arată de obicei îngrozitor și după aceea intri și o ușă minunată, fiecare își face ușa lui. Mm-hmm. Am stat într-un bloc lângă Dristor la un moment dat în care proprietarul anterior își vopsise peretele exterior fix cât dura apartamentul lui și avem toată această fragmentare și fiecare pentru el. Și după aceea, mai ales la proiectele mari, cred că și investitorii au această problemă în a băga bani în lucruri pe care de fapt nu le vând, pentru că nu intră în acei metri pătrați. Și între aceste două lucruri în care, cum simțiți voi? Pentru că totuși, până la urmă, apartamentele astea se vând, deci înseamnă că nu ați greșit, nu? Foarte tare. Cum merge treaba asta și dacă simțiți că lumea începe să accepte mai degrabă acum să împartă lucruri și să existe toate aceste spații care țin de o locuire normală, tot ce e dincolo de apartament, holul, curtea comună, grădinile semi-private și așa mai departe. Andrei, cum merge treaba asta? Pe scurt, nu prea, nu pare să, nu pare să devină ceva rezonabil sau comun acceptat. Noi am început într-adevăr cu multă exuberanță așa și mai ales în proiectul de la Dogarilor,
Urban Spaces. Da. Ne-am propus multe lucruri legate de partea aceasta a locuirii în afara apartamentului, spațiile comune care au fost mai largi, holurile acelea mai... Și asta e o problemă în ecuația asta a proiectului rezidențial. Procentul ăsta de spații comune e întotdeauna foarte bine controlat în investiție și acolo spațiile au fost peste ceea ce se consideră a fi în mod uzual potrivit pentru un astfel de proiect. A apărut și spațiul acela inedit la momentul respectiv, cafeteria, living-ul, marele living comun, care a funcționat de altfel foarte bine o vreme, niște ani, s-au întâmplat niște lucruri foarte frumoase acolo. Ușor, ușor au apărut diverse probleme. Cred că rămâne totuși. Mie nu mi se pare că se schimbă foarte mult partea asta. Mi se pare că rămâne o problemă culturală și dincolo de investitor și investiție care, într-adevăr, are nevoie de cota asta de siguranță. Și pare că pentru mulți investitori spațiu comun acela care nu se vinde nu prea e apetisant, mai ales la proiectele, cu cât e proiectul mai mare, cu atât paradoxal. Deși cu cât proiectul mai mare, cu atât e procentul de spațiu comun mai mic. Exact, exact. Și cu atât impactul ar fi mai redus. Dar apropo de investiții și de proiecte și de tipuri de proiecte și de scări de proiecte, și oamenii sunt diferiți și investitorii sunt diferiți și avem oameni cu care lucrăm și ne înțelegem foarte bine din punctul ăsta de vedere. La proiectele mai mari e greu să ajungi să discuți. Sigur, am propus și acolo spații de genul ăsta. O să vedem ce se întâmplă cu ele. În momentul în care sunt sute de apartamente, s-ar putea, pe de o parte, costul să fie mult mai mic, dar și discuțiile de pe marginea utilizărilor să fie mai multe. O să vedem. Nu știu. Eu cred că este totuși o problemă, adică dincolo de investitori, într-adevăr ei sunt de obicei văzuți, ei sunt de vină sau... Dar eu cred că e o problemă și socială, adică e o problemă noastră ca societate, nu reușim să ne, nu știu, să ne acceptăm așa cum suntem. Există un discurs sau nu vreau să o duc într-o zonă politică, dar în realitate avem discursuri, nu știu, naționaliste, da. Vrem, ne place, dar în realitate când ieșim pe stradă nu ne acceptăm foarte. Fiecare vrea să se izoleze și e o problemă, cred că, acolo, adică nu... Pentru evident. Că dacă nu reușești să, nu știu, accepti și să îți placă neapărat cu vecinătatea, cu proprietatea, cu... Fiecare unde ajunge vrea să închidă, vrea să izoleze, vrea să pună un gard, vrea să nu iasă, vrea să... Avem o problemă, adică cred că mai trebuie mult, odată ori să ne omogenizăm, să ne învățăm, ori nu-mi dau seama, chiar nu sunt... Există acest discurs în continuare al blocului, nu? Adică și există un discurs din partea asta mai conservatoare, inclusiv a eliterilor, în care blocul în sine e ceva rău, nu? Adică blocul e comunism, e toate astea. M-a frapat întotdeauna că, de fapt, blocul a fost inventat în Roma, în Roma antică, clădirea de apartamente, după ce a reinventat prin secolul 17-18, cu mult înainte de comunism. Și că, de fapt, nu înseamnă până la urmă un nivel mai mare de conlucrare și de civilizație. Ai nevoie de mai mult ca să locuiești împreună cu alții decât să stai în casa ta. Dar Dogarilor, poate pentru cei care nu știu, care este un ansamblu fabulos, gândit în timpul crizei, nu? Cu un investitor care și-a asumat și-a avut această idee a unor locuințe mai mici, pentru că pe vremea încă se făceau apartamentele acelea gigantice, și în care, dar care să aibă spațiile lor exterioare comune, toate, și să aibă și acest spațiu interior, această cafeteria, să zicem, care este așa un fel de spațiu care poate să fie multe lucruri, loc de party-uri, nu e o cafeterie, nu e o cafenea în sensul comercial al cuvântului, undeva la demisol. Și eu mă întreb, oare felul în care, perioadele în care a funcționat și care n-a funcționat, oare nu țin oare și de compoziția celor care stau acolo? Voi știți mai bine, dar din câte știu eu, blocul ăsta a fost atât de popular, încât la un moment dat, la început au venit oameni care chiar vreau să stea acolo și se înfiripa așa un fel de comunitate, după care, cred că au devenit niște apartamente
așa celebre și foarte apte de a fi închiriate. Mm-hmm. Și am impresia că acum foarte multă lume, nu? Care stă acolo, de fapt, închiriază, nu? E adevărat ce spun? Nu știu. N-am... Și știu multă lume care are apartamente și pe care le închiriază. Și cred că în momentul în care ești, de fapt, chiriaș și te schimbi și mai stai, cu totul altceva decât dacă ești locuitor permanent acolo. Și interesul în aceste spații comune, nu? E puțin... Da, cu siguranță e altfel atunci când ești chiriaș. Nu știu exact care e situația acum, nu știu care e procentul de... Dar sunt mulți chiriași, asta... Nu știu dacă au crescut și la început erau apartamente închiriate. Dar cred că e... Sigur, acolo eu cred că s-a format totuși o comunitate. Mă uit acum ce se întâmplă și dincolo, la Mumuleanu, tot cu da, Urban da. Spaces și... Văd că și acolo încep să se... vorbeam chiar zilele trecute, sunt foarte bucuroși de selecția aceasta la premiile Miss Van der Rohe. Ar fi fost un subiect despre care să ne propuneam să vorbim alaltă seară, dar n-am mai apucat, n-am mai reușit. Și pare că încep... Adică lucrurile se schimbă și în timp. Ei încep să înțeleagă, încep să aprecieze, încep să fie mândri. E normal, cred. Dar cred că scara e totuși foarte mică. Se construiește atât de mult în anii ăștia, încât proiectele de genul ăsta au un impact, mă tem, nesemnificativ. Ne uitam, apropo de premiile Miss Van der Rohe, ne uitam în selecția finală și am avut și șansa să participăm săptămâna trecută acolo la festivitate și am auzit mai multe conferințe. E un nivel al... nu doar nivel, e un alt mod de a pune problema. E un alt mod de a pune problema vis-a-vis de locuire, vis-a-vis de comunitate, vis-a-vis de oraș, cooperative și așa mai departe. Lucruri care sunt în cu totul alt registru. E altfel de discuție. Procesul care stă în spatele clădirilor respective și pe care l-am văzut acum expus așa, și de arhitect și de clienți au venit acolo cu toți împreună. E ceva care nu încă ne străin. Și acolo e alternativă, adică această... Da, cu siguranță. Locuire cooperativă, știu că asta, sunt tot felul de termeni din ăștia care din cauza comunismului la noi sună oribil, cooperativă, comun, social, colectiv și așa mai departe. E tot acest trend. Am înțeles că există acum niște încercări și în România a unor oameni care sunt pregătiți să investească nu doar bani, de fapt vor să investească mai puțin bani, dar în schimb vor să investească timp și discuții și încep să fie ei proprii lor antreprenori. Se adună, vorbesc cu un arhitect și trec de acest pas al investitorului, nu? Și ei devin clienți, nu doar locuitori. Sigur că atunci este și construcția ceva mai ieftină, numai că e ceva ce trebuie ținut foarte bine în mână, pentru că, într-adevăr, toate aceste proiecte au spații comune care trebuie folosite, întreținute, nu? Și așa mai departe, și nu-ți extinzi tu apartamentul pe coridor și alte lucruri de genul ăsta. Premiile Miss Van der Rohe sunt cel mai important premiu european de arhitectură, odată la 2 ani. Se selectează de experți sute de proiecte, după care le ajung în fața unui juriu și există așa niște etape în care la un moment dat rămân vreo 30, după care rămân vreo 5-6, după care se dă un premiu. Trebuie spus că ADNBA este un birou din România cu cea mai constantă prezență acolo. Practic la fiecare, în ultimii destul de mulți ani, de fiecare dată sunt selectați cu cel puțin un proiect între acei primii 30 din toată Europa, trebuie spus. Știu pentru că am fost și eu în juriu la un moment dat și totdeauna se nasc aceste discuții, cum ai spus și tu. Vin proiectele astea, cum este al vostru, și, pe urmă, lumea se uită și le place arhitectura și după aceea întreabă, dar ce este proiect de locuințe, cum? E pe piață sau e de locuințe sociale? Și când aud că, de fapt, e tot un proiect de investitor și așa, sunt ceva mai reticenți, pentru că, într-adevăr, există tot acest corp uriaș de locuințe sociale. Și între un proiect care, două proiecte care stau în două foarte bune, dar dintre care unul este de fapt o locuire care se adresează unor oameni mai puțin avuți și așa mai departe, are tendința de a câștiga, pentru că are această... La noi locuințe sociale nu există practic deloc, dacă exceptăm acele proiecte hidoase de tipanele. Și cred că asta este o mare, mare problemă. Vreau să vă întreb, să discutăm puțin despre balcoane. Și...
cred că există această parte a locuirii care e tradițională și de fapt, și o vedem și la casele, blocurile din anii 30, balcoane, terase, logii, toate spațiile astea care sunt exterioare, dar de fapt sunt parte din casă și care până la urmă dau valoarea unei case. Și pe urmă observăm ce s-a întâmplat deja din comunism și a explodat după anii 90. Aici știu că o să fiu foarte nepopular, închisul de balcon. Și este acest delir de a închide balconul, care sigur că are de a face la început cu spațiile mici și cu nevoia de spațiu interior. Dar eu cred că nu e doar asta, pentru că mi se pare frapant că vezi cum lumea își închide balcoane și în ansambluri rezidențiale noi și cu apartamente mari. Eu știu că voi vă chinuiți înspăimântător pentru a introduce aceste spații întotdeauna în proiectele voastre. Și uneori au și formă unor grădini, terase și așa mai departe. Dincolo de... Aș vrea să insistăm puțin despre de a convinge investitorul să facă asta, pentru că știm foarte bine că metru pătrat de spațiu exterior nu se poate vinde cu aceiași bani cum e cel interior, dar și ce se întâmplă cu oamenii și cum lupți împotriva sau cum îi faci poate să nu-și închidă imediat balconul ce și-au casă. Și în general despre spațiile astea ale locuirii. Uh-huh. Deci de ce e nevoie de ele? Sigur, vorbeam mai devreme de proiectele europene sociale sau cooperative, inițiative. Nu înseamnă că noi le vedem neapărat a fi... Chiar ne uitam acolo la ce se întâmplă și la ce se discută și ne gândeam că nu ne-am vedea făcând așa ceva. Ani de zile de discuții. Adus lumea împreună. E ceva, recunosc străin. E altă meserie și cred că poate generațiile următoare după noi, noi nu cred că mai apucăm. Și noi ne schimbăm așa ușor, ușor și e importantă și intimitatea locuinței și e importantă și partea asta de spațiu exterior. Sigur că acum discuția spațiilor exterioare în contextul pandemiei s-a schimbat foarte mult. Nu așa de mult cum ne-am fi așteptat noi. S-a schimbat la investitori, la proiectele noi care vin. A fost un discurs, o nevoie așa de spații exterioare mai mari, dar ușor, ușor procentele din Excel se întorc. Da. Depinde de proiect ce ne întrebi. E o discuție foarte mare, apropo de spațiile exterioare, în proiectele noastre, dacă reușim să facem spații de tip logie, adică spații intrate în volumul clădirii. Care costă cât un spațiu, un metru pătrat de logie costă practic cât un metru pătrat de cameră. Sau mai mult. Sau chiar mai mult. Sau mai mult. Și în același timp nu-l poți vinde cât un metru pătrat interior. Vreau să fac această subliniere. Da, important. E importantă, da. Sau balcon, adică spațiu ieșit în afară, care e într-adevăr mult, mult mai ieftin. Sigur că am încercat și la unele proiecte am reușit să facem spații mai largi. Un element de control pe care unii din clienții noștri au reușit să-l folosească este regulamentul care impune și ne trimit constant mail-uri din partea clienților legate de subiectele de genul ăsta, care trebuie să le răspundem noi că nu e voie pentru că și așa mai departe e nevoie de o reautorizare, e nevoie de avize de la cultură, dar apare problema asta într-adevăr. Până acum, din ce am văzut în proiectele centrale, în proiectele din zona asta orașului, oamenii au înțeles ușor, ușor. Rămâne nevoia de copertine, de pergole, și acolo e o discuție lungă, dar au înțeles. Deocamdată, cred că e singurul mod de a controla printr-un regulament foarte bine aplicat. Motivul pentru care se întâmplă asta în continuare, eu nu-l înțeleg. Nu-l înțeleg. Adică, tu, Adrian, tu? Eu revin, poate am o idee fixă sau e de oră când zic, dar cred că e o problemă de societate socială. Mult ce înseamnă să te plimbi prin Amsterdam, să zic, și ai o plimbare de zi și vezi o fațadă clară, doar un separat între spațiu public și privat și dacă ajungi seara,
vezi toate interioarele și te uiți ce se întâmplă în interior și e un spectacol. Da, e complet altceva, dar există acea deschidere către, nu vrei să te închizi tot, vrei să arăți, nu ți-e... Și de asta și încercăm cumva cu aceste balcoane să creăm un filtru, să creăm un spațiu mai permeabil, să, în afară unei fațade în care oricât te-ai uitat, până la urmă te plictisești. Da, e vorba de viață până la urmă. Dar la un moment dat vezi un balcon, vezi o terasă amenajată, vezi o plantă, vezi pe cineva care... Adică există, apare un dialog așa între spațiul individual din interior pe care noi toți avem tendința să ne închidem și acest spațiu, acest balcon, acest, cum reușești să-l ocupi, să-l amenajezi, și cred că ar fi un mare câștig sau pentru ambele părți, așa, și pentru stradă și pentru... Da, cred că cumva prin, nu știu, pe exemple și prin cultură, nu-mi dau seama, prin ușor-ușor, e o problemă socială. Toată lumea existat, adică... vrea, ori dacă sunt balcoane, să fie opace, să nu cumva se vadă parapetul, să nu facem metalice ca să... Da, da. Să, deci, bun, dar asta pot să înțeleg. E un fapt psihologic pe care pot să-l înțeleg. Am văzut în Europa, am văzut acest gen de blocuri cu balcoane, cu palustrăzi transparente și pentru că acolo lumea nu-și permite să le închidă, puneau de obicei rogojini sau lucruri de genul la care se pot scoate imediat și dar care să apare un dialog. Tot acolo apare dialog. Unii își pun o rogojină, unii își pun o plantă și când, la un moment dat, când blocul începe să fie locuit, el e mai viu, are o anumită... Când la noi apare lucrul ăsta, cum să vezi ce îi spune omul acolo, inclusiv și din partea investitorului și din partea străzii uneori, stau și se uită și le privesc cu reticență atunci când apare această mică dezordine în spațiu. Asta înseamnă, e totuși această izolare completă de spațiu public, care nu mai e public și că de fapt e spațiu nimănui, și de interiorizare. De interiorizare, e totuși frapantă, da, pentru că în cultura românească, cerdacul și prispa și toate astea sunt fundamentale. Și cele mai sărace case aveau așa ceva. Au fost, dar eu cred că e o problemă, pe lângă tot ce s-a întâmplat în anii 70-80, lucrurile astea continuă. Adică, dacă ne uităm în oraș ce se întâmplă acum, unde balcoanele se închid pe gratis, exact, la atâtea și atâtea clădiri, bulevarde întregi, cărora ni se oferă pe gratis această închidere cu niște tâmplării de PVC, ermetică, e o problemă. Oamenii consideră, probabil, de multe ori, că balconul este un spațiu pe care ei îl pot apropria în felul în care doresc. Ei nu conștientizează de multe ori că e totuși interfața asta cu orașul, cu spațiul public. Da, dacă refuzi orașul, atunci e logică această chestie, dacă pentru tine orașul nu înseamnă. Până la urmă și oamenii acceptă să stea în spatele unor banere uriașe și să nu gravadă afară și nu toți sunt săraci cei care acceptă lucrul ăsta. Deci faptul înseamnă că exteriorul de fapt nu mai contează. Nu știu, totul e spațiul ăsta interior. E o întreagere. Noi am încercat în multe feluri, poate un alt subiect, apropo de spațiile exterioare, e acoperișul. Am reușit să readucem terasa ca spațiu exact, mai multe din proiectele acestea din centru. Aron Florian, proiectul de fapt, grădina pe Londra, nu? Calderon, da. Occidentului, da, Dragoș Vodă. Am reușit tot încercăm să... Și e un spațiu amplu, e un spațiu, iarăși, de unde se vede orașul, de unde... Dar, sau ești văzut în oraș, că există și perspectiva când ești mai sus și vezi doar acoperișuri și ea sunt toate oribile. Nu, așa e. Încercăm acum și la proiecte de scară mai mare, la ansamblul acesta din București noi, terase comune pe clădiri. O să vedem ce se întâmplă, suntem și noi curioși. Da, e o problemă. Vorbeam de proiectul din Calderon, acolo nu s-au dorit deloc balcoane și atunci am ajuns să facem fațada asta adâncă, cu golurile înalte spre parc și care se deschid și în grosimea fațadei se câștigă acest spațiu și intermediar. Camera devine un fel de logie. Și camera, exact, devine un fel de logie deschisă spre parc. Cumva la scara lui nu mi se pare ceva, adică el capătă acest aer, nu știu, ușor franțuzez sau așa. Da, balconul doar în care te arăți. Da, da, da. Și e camera care ar fi cea mai deschisă.
Chiar mi se pare mai potrivit acum, după ce clădirea e gata și e locuită, chiar mi se pare mai potrivit acolo spre parc, o fațadă mai... Poate contează totuși, ajungând la arhitectură, contează totuși și cum le faci, că sunt acele balcoane de investitor de 90 de centimetri lățime pe o lungime de 10 metri, probabil că nu sunt niște locuri care să simți că ai face ceva. Poate că dacă faci într-adevăr o terasă adunată în care să poți ieși cu o masă, să poți să-ți bea cafea, poate ai poate tentația să nu închizi, nu? Imediat. La voi sunt totuși mai adunate și au această suprafață. Devin niște camere exterioare. Da, am încercat. Acum, uite, la Mumuleanu le-am închis noi. Adică existând toate discuțiile din spate cu nevoia de a închide sau nu balconul, acolo cu cei de la Urban Spaces am gândit sistemul ăsta de închidere. Pe latura de est, balcoanele sunt de fapt niște spații care se pot deschide sau închide. Iarăși e o soluție folosită destul de des. Am văzut-o în alte țări, mai ales în zona nordică. Da. Și acolo sunt probleme. Apar alt fel de probleme. Se încing mai mult vara. Deși nu sunt neapărat la soare. Da. Mai că Mumuleanu totuși are acest spațiu privat care este Bovindou, dar are și acest spațiu comun care e cursiva și care nu e doar un coridor, ci este într-adevăr un fel de terasă comună, un fel de curte din față pentru toată lumea care stă verandă, acolo. Acea verandă și care pare să funcționeze, de fapt. Da, nu? Pare să funcționeze. Acum, cu încălzirea asta globală, nici iarna nu mai e ce era. Da, acolo un alt fel de spațiu exterior, într-adevăr, circulația asta, veranda ridicată, grădina ridicată la etajul 2, și care funcționează și ca spațiu de trecere, dar și ca extindere a apartamentelor, terasă, loc de stat. Nu e un lucru pe care să-l poți face, cred, la multe proiecte sau la scară mare. Tipul ăsta de circulație încă nu e uzual în proiecte de altă scară, dar acolo mi se pare că merge bine. Da, și că merge bine. Cum injectezi calitate și când sunt bani mai puțin? Pentru că totuși știm și vorbeam și cu Andrei înainte de emisiune, calitatea cumva, dincolo de materiale mai noi, echipamente poate mai bune, e un fapt că majoritatea dezvoltărilor rezidențiale la noi, de fapt, calitatea planurilor, a vieții și a gândirii ajunge să fie mai jos decât la cele din perioada comunistă. Și vorbim inclusiv de locuire la demisol cu o fereastră de 30 de centimetri care dă către botul unei mașini și asta în zone periferice, nu în zone centrale, cum era cazul în anii 30. Și lucrurile, deci înseamnă că oamenii, banul e cel mai important și oamenii acceptă de fapt să meargă foarte, foarte jos în această calitate. Și atunci există această dilemă, adică la noi nu se poate să ai lucruri bune de locuit decât dacă sunt bani mulți, sau se pot injecta și în proiecte mai ieftine, apropo și de locuințele sociale de care vorbeam. Eu cred că nu are neapărat legătură cu banii sau cu nivelul de investitare. Cred că are legătură și cu reglementările și cu modul în care lași liber și devine doar o temă de automat capitalismul din noi ne va face sau îi va face să încerce să profite de fiecare demisol, de fiecare reducere de costuri, de pentru că nu apare această lumea presiune. Acceptă, lumea acceptă, instituțiile acceptă sau nu sunt controlate, nu există niște răspunderi legale care să-i facă să-i oblige să stai cumva să fii obligat să răspunzi mai mulți ani după, da, 5 ani dacă vinzi ceva sau atunci apar toate blocurile astea care îmbătrânesc foarte repede și foarte rău. Și cred că cu foarte puțin mai mult, din păcate, s-ar face o diferență mare. Ar trebui poate doar puțin timp, mai mult, neapărat bani, și în proiectare, și în execuție, și puțin control și cred că un rezult, adică cu puțin, din păcate, așa simțim noi sau eu, cu
puțin s-ar fi putut corecta mai mult din ce avem, din păcate. Trebuie spus sincer că, de exemplu, la Dogarilor voi aveți și voi apartamente la așa zis de misol, dar sunt niște apartamente totuși cu o grădină săpată în față și cu... De fapt, sunt dintre apartamentele cele mai dorite, cred, din acel ansamblu. Da, nu sunt chiar apartamente la demisol acolo, pentru că alea sunt apartamente de tip duplex. Da, adică sunt apartamente așa, da. pe două niveluri, sunt ca niște case al căror de nivel fapt, inferior. De fapt, un sfert de casă băgat. Da, în, da, da. Și acolo există decupajele acestea curțile engleze care deschid și nu simți această amprentare în pământ. Într-adevăr au fost primele care sau printre primele care s-au chiar nu, adică cumpărat. avem și mai care s-au cumpărat. Da, credeam da. Că credeam că le-am da. Făcut că avem și la Măicănești care sunt și la Măicănești, sunt da, în da. Subsol, adică sunt da, efectiv da. În subsol îngroșate. Da. Dacă ar fi să luăm ca gest, dar rezultatul cred că e complet diferit, da, chiar dacă sunt primele, da, complet îngroșate. Să fie ele nu mai sunt, ele sunt locuințe la parter. Sunt case peste care alte exact. Case, de fapt. Și mi se par că apropo sunt foarte Măicănești, bine locuite și unde... funcționează foarte bine, deși da. Sunt, repet, complet da. Îngropate. Da. Și unde, de fapt, câștigul este curtea, adică tot terenul rămas liber acolo devine curte privată. Sunt două curți private împărțit celor două locuințe de jos și lucru care se întâmplă pe de altă parte și pe, apropo de Mumuleanu, de care vorbeam mai devreme, da. Se întâmplă și pe una din laturile terenului. Pe o parte e fâșia asta, grădina publică, pe cealaltă parte sunt curți private. Private, care, da. Pentru că spuneai de... la Dogarilor, apropo de costuri mici și calitate, acolo cred că era și o perioadă în care mâna de lucru era mult mai ieftină. Și atunci toate spațiile comune sunt făcute cu niște detalii să nu spun chiar improvizate, că nu sunt, dar foarte, am folosit clădirea, așa cum era ea, beton, cărămidă și profile metalice, faianță, pentru că mâna de lucru a permis așa ceva. Au fost niște spații comune, în final, foarte ieftine. Ceea ce astăzi, cred că... Faianță care rămăsese. Da, faianță da. Care adică rămăsese. Din, dacă s-au folosit pur și simplu când, ceea ce mi se pare... ori cărămida care și nu era o cărămidă menită să rămână aparentă, era da, o cărămidă da. Aceea cu goluri normală, ori beton unde l-aveam, ori faianță care rămăsese și doar l-am încercat să le dăm o adunăm într-un caroiaj metalic, fier brut, dar într-adevăr manopera... Pare că diferențierea e totuși un factor esențial, nu? Ca să te simți mai ok, chiar dacă stai la bloc, să fie diferită locuința de la parter față de aia de la etajul 3 și cea de sus față de celelalte, nu? Poate asta e unul, cred că, dintre cele mai mari probleme la blocuri în perioada socialistă, că ai același lucru de sus până jos. Știu foarte bine că voi la Dogarilor, după ce ați făcut 80 de apartamente complet diferite, ați spus că nu o să mai faceți asta niciodată. Cum ai reușit să ai diferențiere în proiectele astea mari, în care totul, în care standardul este esențial și dacă schimb un șurub, înseamnă că șurubul ăla se multiplică de câteva mii de ori și... Trebuie să recunosc că, adică, noi am plecat cu aceeași dorință de diferențiere și am încercat să o aplicăm și în proiectele mari unde am fost atrași fără să fim pregătiți și, într-adevăr, ea vine cu o problemă, adică a fost traumatizant experiența așa foarte bruscă de a trece de la acest blocuri mici, individual. Da. Da. Adică nu e așa atât de puțin lucru în momentul în care schimbăm scara, să păstrezi diferențiala, e foarte, foarte dificil. Avalon, mi se pare, din, nu știu cum vor arăta în final și cum vor ieși detaliile și cum, pentru că e un proiect de masă și de execuție foarte rapidă a unui ansamblu de mari dimensiuni, de 10 hectare, în care la fel, cred că e cel în care am încercat să... Mi se părea, nu știu, grav, rău, că am fi răi să încercăm să uniformizăm o investiție de 10 hectare prin repetiție. Da. Și sunt câteva module care le-am repetat, dar ele cumva am păstrat o anumită flexibilitate, am păstrat un model în care ele să poată să existe o anumită diferențiere între
plus că există multe tipuri diferite de locuințe acolo și nu mai știu exact care întrebarea era de individualitate, dar da, cât de greu este să treci mare. La scara mare. Acolo mi se pare un auzi, exemplu. Adrian, dar la scara mare, și din câte cunosc eu proiectul, la scara mare, în schimb, poți să faci ceea ce nu poți să faci la scara mică, și anume să dea la un moment dat un spațiu comun mare. Nu? Mare, da. Da, și prin spate că Avalon are, nu? Are acest, are, adică eu sunt... Poți să începi să ai un parc al părculeț al locuitorilor. Mie mi se pare, strict vorbim de comerț, pentru că este doar o inițiativă privată și evident fiind privată, e pur comercială, orice fel de construcție de locuințe la ora, deci câțiva ani buni în România e doar privată și comercială. Mie mi se pare un experiment și ca tip de locuire acolo există aceste townhouse-uri de inspirație, nu știu, olandeză, având și anumite rădăcini, investitori, poate undeva. Au priceput, asta e o parte bună, cred că, a Bucureștiului, pentru că aici, nefiind un capital propriu, au venit oameni din toate colțurile lumii și noi am apucat să lucrăm cu, nu știu, spanioli, italieni, israelieni, austrieci și fiecare vine cu un anumit tip de... Am sărit în altceva, da? Da. Fiecare vine cu modul propriu de cunoștințele de acasă. Nu știu, Baron Florian, trebuie să facem spălătorii la subsol, ca să... Cum să facem spălătoria în casă? Nu, ni se pare nimeni că o să spele rufele la subsol într-o spălătorie comună. Da, pentru că avem această traumă. Spălătoria la blocul comunist este un spațiu care n-a funcționat nici o singură dată. Nimeni nu cred că o să spală acum, acolo, rufele la subsol într-o cameră cu 10 mașini de spălat. Adică mi se pare ceva. Dar, da, la Avalon, fiind și ei investitori, îi spun de alte, am experimentat din punct de vedere, pentru că nu e o scară mică, e ușor să experimentezi când pui, faci 5 unități sau 4, că sigur găsești cineva care să rezoneze. Dar în momentul în care sunt 1000 de unități, să vii cu un alt mod de viață, e un act de, nu știu, de curaj sau de, nu știu, de viziune sau de asta sunt curios, sper să funcționeze, că mie mi se pare că pentru proiectele de mari dimensiuni, deci comparate în proiecte de 1000 de unități care sunt cu adevărat mari, foarte diferențiat și individualizat, mai mult de atât nu cred că am fi putut face cap și tipologii diferite pentru un proiect de... Vrei să spui și tu ceva la... Cred că, într-adevăr, lucrurile sunt foarte diferite în proiecte și de scări diferite. Povestea de dogarilor, da, acolo a fost, într-adevăr, traumatizant și pentru noi și pentru clienți, adică pentru cei care au avut curajul să construiască aproape 80 de apartamente cu totul diferite. Lucru care în perioada respectivă a și funcționat foarte bine, pentru că asta a ajutat, cred, să se vândă foarte bine într-o perioadă dificilă. Și noi am făcut asta mai departe și în următoarele proiecte. Ni s-a părut și încă ni se pare că diferențierea asta e importantă. Și spațial se întâmplă ceva diferit. Mă gândesc și la proiectul din Occidentului, unde spațiul ăsta, o singură cameră care se înalță pe un nivel și jumătate, te scoate din constantul ăsta al înălțimii de apartament, de bloc, și brusc se întâmplă ceva. Ai spațiul ăsta care iese din regulă. Da, e ceva în diferențierea asta. Acum, parcă nici noi n-am mai face Tetris-ul ăsta. Ați mai bătrânit. Dar și la proiectele mare, unde încercăm să schimbăm și schimbăm, îți dai seama, de fapt, după un an, doi ani de muncă, că acea schimbare, pur și simplu niște etaje retrase la o clădire înaltă, complică lucrurile și efortul tuturor. Dublează. Este extrem de simplu și, de fapt... Îl dublează. Se schimbă absolut totul. Toate coloane, instalații, totul, circulații verticale, totul se schimbă din cauza acelor etaje retrase. Sunt gesturi pe care și noi le-am făcut fără să... și ușor, ușor ne dăm seama ce înseamnă. Da. N-ar fi o problemă dacă cumva ar fi, nu știu, general acceptată sau am activat într-o alt tip de piață, dacă
apare zona asta de presiune, de timp, de... Da, dar atunci devine, adică, pe de altă parte, e o problemă pe care mi-o pun tot timpul, între când vezi arhitectura asta bună, din păcate există țări, cum sunt țările nordice sau Elveția, în care arhitectura toată are un nivel decent și, pe urmă, ce e bun cu adevărat sunt niște excepții, niște lucruri cu totul speciale, într-o masă, poate banală, dar de bună calitate. Ori la noi pare că excepțiile sunt, de cele mai multe ori, lucrurile foarte bune uneori sau măcar bune, dar într-o mare de lucruri foarte rele. Și atunci mă întreb cum poți să ajungi, sau care ar fi sfatul vostru așa pentru niște tineri arhitecți, să zici, bun, n-ai bugetul pe care ți l-ai dori, n-ai super clientul și așa mai departe, cum poți totuși să faci, nu știu, nu cred că este o rețetă, dar cum poți să faci să fie totuși decent ceea ce faci? Poate nu va câștiga premii internaționale sau bienale, dar care este nivelul de decență sau care ar fi factorii pe care poți să încerci să-i faci ca arhitect? Eu nu știu să nu te dau sfaturi. Nu știu ce le zice studenților tăi care nu totuși. Nu din înțelepciunea așa unor mari arhitecți, ci din pur și simplu din poate ca metodă. Așa, ca metodă pragmatic idealistă de a face ceva. Există ceva ce poți să spui? Nu. Nu, ca metodă nu, n-aș ști să spun. Mai ales pentru că mi se pare că situațiile sunt foarte diferite și mi-o gândeam acum că proiectele acestea din oraș, din zona centrală, unde toate terenurile de cele mai multe ori sunt foarte dificile și asta te împinge în niște soluții, zic eu, sau mi se pare mie, te împinge uneori trebuie în niște soluții. Trebuie să te strecori, dar trebuie să potrivești cumva, nu doar clădirea ca formă, dar și apartamentul, locuirea, secțiunea, foarte importantă, apropo de Mumuleanu, Occidentului și așa mai departe. Deci acolo lucrurile, cred că apar, în vreme ce în afară, sau proiectele astea de anvergură, care au gabarit, scară, și atunci acolo ordinea începe să devină o necesitate, trebuie să lucrezi ordonat. Nu știu să dau sfaturi. Hai e o problemă de bun simț. E o problemă, cred că e o problemă asta, chiar trei oară când vin. E un act de cultură, arhitectura, da. Și noi ne referim la, sau servim o societate. Și dacă ieșim pe stradă și ne uităm, sau în spații publice, străzi, piețe, mall-uri, această societate o servim. Și noi totdeauna când facem un proiect, sau mai ales în ultimul timp, am realizat că nu e numai meritul nostru. Adică un proiect ca Urban Spaces chiar nu e numai meritul nostru. E meritul clientului în egală măsură. Și de cele mai multe ori, toate reușitele Milo, Calderon, Occidentul, e un dialog și un merit care îl împărțim cu drag, nu știu cum evident, să zic, și evident. Încercăm să-i promovăm și pensem, uite ce am reușit împreună și ce ați reușit și voi. Și acele exemple negative cred că au aceeași problemă a celor care conduc și a nivelului nostru de dezvoltare ca societate avem, și nu știu cum, asta avem, dar asta zic, nu știu cum putem să schimbăm în termen scurt acest nivel. Ne-am dorit ca această medie să fie, dar ajunge la bunul minim, simț. Adică... Care e minimul, totuși, minimul decent pentru a face locuire. Poate să nu faci totuși locuințe în subsol cu ferestre de, nu știu. Dar ajungem la acel merit împărțit, adică sunt arhitecții și beneficiarii care și ceva foarte important totuși asta cu cultura, arhitectura e un act de cultură și atunci aș vrea să trec la un subiect de care nici nu n-am vorbit înainte, așa, dar foarte pe scurt, haideți să vorbim puțin de așa de niște cuvinte mari de tradiție. Voi nu sunteți ceea ce se cheamă un birou tradiționalist. Nu am văzut nici arcade, nici capiteluri la voi, nici ornamente. Deși, dar văd așa o tendință, să zicem, față de anii 2000 sau anii 2010, se schimbă puțin proiectele. Ce înseamnă tradiție dincolo, repet, dincolo de superficiali, de partea asta de a pune ornamente chici peste o clădire complet nouă, ce înseamnă tradiția asta? Că vorbești și de centru istoric și de lucruri de genul ăsta, ce înseamnă să te înscrii într-o tradiție? Pentru că voi totuși vorbiți de București sau de Timișoara sau de un anumit mod de a locui și de asta. Ce înseamnă tradiție?
Sau cum vă raportați voi la partea asta de tradiție? Sigur, nu știu câte birouri din România sunt într-adevăr tradiționaliste. Se poate vorbi de un anume mod de a lucra cu tradiția în partea de Ardeal, și pentru că în rest mie mi se pare că e în mare măsură improvizație, și chiar și atunci când faci recurs poate într-un mod așa mai vizibil la tradiție, e în mare măsură e o aparență, e o improvizație. Și la rândul nostru, adică hai să fim serioși, totuși profesia asta s-a reinventat când am terminat noi în 2002, erau 10 ani de piață liberă, de practică de arhitectură, e o profesie care se întâmplă, se reînvață, se recompune. Pentru noi, adică și noi la rândul nostru, improvizăm, nu avem o metodă, nu avem un fel de a face, dar ce ni s-a părut nouă important și de fapt ce am încercat să povestim și prin instalația Hilariopolis, prin instalația de la Bienala de la Veneția, era un anume o încercare, cel puțin, de a lucra cu orașul așa cum îl vedeam noi, valoros. Orașul ăsta nebun, turbat. Care pentru multă lume n-are niciun fel de valoare. Da. Orașul ăsta atât de amestecat, atât de complicat, atât de dificil, dar e totuși ceva acolo, altfel probabil că am fi plecat cu toții, dar e ceva frumos, are un șarm, are o... Pe noi asta a meritat... Poți face fără să imiți lucrul ăsta? Reinventarea grădinii? Păi nu prea ai cum să imiți, pentru că, cel puțin în proiectele în care lucrăm noi, care presupun altă scară. E altă scară, e altă densitate, poate față de perioada modernistă, într-adevăr, lucrurile seamănă ca densitate. Dar acolo se lucra mai degrabă la bulevard. Acum, noi am lucrat mai în spate, în locuri rămase libere, în decupaje, sunt umpluturi. Și atunci nu prea ai cum să imiți, pentru că lucrurile vin inevitabil cu altă... Dar, da, ne-a preocupat modul ăsta de a lucra. Iarăși, curtea adâncă, casa vagon, apropo de Mulanu, adâncirea asta și cursiva. Repet, ce am încercat să povestim cu Hilariopolis, apropierea asta forțată de multe ori, dar care... Da, dar între Hilariopolis și acum și perioada de acum s-au schimbat niște lucruri și nu poate să negați că este o apropiere de clasicism în proiectele voastre, care ne repede un clasicism de ordinamentație, dar e o ordine, ritm, proporție. Dacă ar fi, sau nu ne-am pus problema chiar adeco, arhitectura anilor 30 monumentală. Că la un moment dat am încercat să comunicăm ceva, avem destul de multe proiecte, am devenit o voce și, nu știu, poate încercăm să promovăm o moderație mai mult decât și poate aia ajunge să pară tradiționalist sau clasicist. Mai mult încercăm să nu... Cred că avem un apetit noi în zona asta de intersecție către luciu, către extravaganță, către un anumit tip de lux, și atunci mi se pare că încercăm... Noi ca societate avem granița asta în care, nu știu, avem acest tip, nu știu, mi se pare mai frumos parcă la Dubai decât la Geneva sau multe. Și atunci încercăm să promovăm către moderație. Încercăm să promovăm o moderație, o gesturi mai... Pentru că și așa ni se cere foarte mult clipici, în general. Și mai e un lucru, în momentul în care se construiește atât de mult și se face tot, sunt de toate, încep să te întrebi și la urma urmei de ce faci într-un fel sau altul. Adică noi, neavând o pregătire foarte solidă de o anumită filieră, așa, la rândul nostru, încep să te întrebi totuși de ce, de ce să folosești gesturi mari sau nejustificate, gratuite. Și sigur, și proiectele, apropo de gesturi rațional, Milo sau proiect de birouri, e un alt tip de, e totul foarte rațional, e tehnic acolo. Prin sine, nu? Prin sine, prin tipul de program.
Și cât vor dura gesturile astea, chiar dacă le faci? Adică după cât timp devin pur și simplu... Și contează și ce se întâmplă în Europa, adică în perioada asta. Ne uităm și noi, ca toată lumea... Nu vei frică să ne ești prea conservator. Cu invidie. Nu. Cred că încă pentru nu. Noi așa puțin conservatorism pentru ei. Da. Încercăm să contrabalansăm, poate... Dar repet, dacă te uiți ce se întâmplă și în alte școli și în alte, cu anumite birouri, cu anumite, sunt niște căutări acolo care chiar au rădăcini adânci și culturale și poate vis-a-vis de o tradiție, e un pic și contează, cred, simți imediat forța lucrurilor aduse din spate așa. Mai avem foarte puțin timp, aș vrea să vă întreb dacă vreunul dintre voi mai vrea să spună ceva ce n-am atins, ce ați fi vrut să spuneți, niște lucruri care vi se par importante. Nu trebuie să fie o filozofie doborătoare, dar dacă mai e ceva ce n-am fost des, nu v-am întrebat. Poate apropo de studenți și de ce n-am povestit, uneori gestul foarte mic, apropo de proiectele de locuințe și de gestul ăsta foarte mic de decupajul din spațiu public, un mic larg, un mic buzunar, iarăși calderon, eliminarea gardului și aducerea acelui foarte mic buzunar în stradă, public, sau la dogarilor, mutarea porții mai în spate, sau la proiectul din Sfinții Voievozi, acum tot cu Urban Space, este același lucru, un decupaj în stradă, spațiu deschis la comercial, spațiu mai înalt, vitrinele astea largi cu birouri, cum sunt la Mumuleanu sau vor fi la Sfinții Voievozi, deschiderea asta spre stradă. Urbanitatea, nu? Da, care sunt gesturi foarte mici, foarte mărunte și normale în alte orașe. La noi sunt lucruri extra și cred însă că fac o mare diferență. Și care trebuie să încerci să le faci. Ar trebui regulate, cerute, adică lucruri mici, dar care să fie strict și clar cerute. Și care nu țin de stil. Altfel, dacă nu țin de stil, decizie, apropo de tradiție, nu? Ci de ceea ce înseamnă viața urbană adevărată. Și dacă rămân doar o opțiune, nu să rămână accidente. Da, vor rămâne un mic bonus în anumite părți. Nu? Da, mi se pare ok să terminăm pe vorbind despre urbanitate și despre lucrurile care sunt importante, dincolo de stil, fațadă și alte lucruri de acest gen. Vă mulțumesc foarte mult, sper că a fost și pentru voi ok discuția. Da, mulțumim și noi. Vă mulțumim partenerilor noștri, celor care au organizat Women Design Week și Black Rhino Radio. Mulțumim și vouă, sperăm să aveți răbdare să ne ascultați. Toate bune. La revedere, mulțumim.